Dragii noștri prieteni, revenim acum din Miami. Practic am venit undeva, suntem în port întors. Facem un tur cu vaporașul acesta. Aici este bunica, soția mea Anca, Tudor, Vlăduț, îl vedeți și pe aici. Ăsta este vaporul. Un vaporaș, mai nu-i vapor. Și ieșim undeva în larg. Vom face un tur. Ce tur facem, Vlad, da? Caselor? La casele milionarilor. La casele milionarilor, așa se spune. Da, vedeți aici, este frumos ce se întâmplă. Sunt tot felul de iahturi. Da, o să ieșim în ocean. Da, este ceva frumos. Da. Acum, până ieșim în partea de ocean, o să opresc un pic și o să revenim după aceea. Am început să ieșim în larg. Este super, se vede parte de Miami. Foarte frumos. Este deosebit. Vi mai arăt și pe a mei cât sunt de happy pe aici, mai ales Tudor, așa. Sus acolo se petrece ceva, cred că îi face ceva să râdă pe clienți, da. Am să încerc să vorbesc mai puțin, să vă las să vă uitați și mai să bucurați de aceste imagini superbe. Este chiar frumos, este superb, este frumos. Da. Este Miami. Miami e frumos, într-adevăr, are farmecului, așa cum California, Los Angelesul și partea unde stăm noi are farmecului, tot atât de frumos, cred că și Miami, zona asta de Florida este într-adevăr frumoasă și are farmecului, într-adevăr. Singura mare diferență, dacă pot să spun așa, este temperatura, este vorba de vreme, într-adevăr, aici este foarte cald. Când spun foarte cald, mă refer la faptul că este foarte cald și este foarte, foarte umed. Deci, într-adevăr, te cam rupe, dacă îmi dați voi să folosesc un termen de jargon românesc, te rupe căldura aici. În California, în schimb, nici poveste de așa ceva. Cam asta e diferența majoră. În rest, trebuie să recunosc că este totul la superb, într-adevăr. Este frumos. O să mai revenim cu imagini. Așa cum am spus, ne-au zis că acest tur vom vedea casele milionarilor. Vom trece pe undeva pe lângă case milionare. Vom vedea și noi cum este asta și revenim. Am revenit, dragii noștri prieteni, cu ne apropiem de zona aceea. Se spune case milionarilor. Ăsta din față se pare că este un hotel. Și aici, în partea stângă, avem portul Miami. O să mai revenim când ne apropiem de zona propriu-zisă. Suntem aici la Miami Beach Marina, așa îi spune, la locul ăsta. Și vedem în față o grămadă de iahturi. Sunt iahturile alora care n-au bani mulți, dacă pot să zic așa. Da, e superb. Una peste alta, chiar dacă turul pentru așa ceva atrage pe oameni să vină. Mie îmi place și nouă ne place pentru ceea ce vedem aici de jur împrejur. Este frumos, suntem chiar aici cu Vlad în față. Cum e, Vlad? Foarte fain. Așa? E foarte, foarte fain de tot. Într-adevăr, ai ce să faci aici în Miami, ai ce să... da. Vă las un pic să vă uitați, sunt iahturi foarte, foarte, foarte multe. Sunt și la noi în zona LA-ului multe, dar am impresia că aici sunt un pic și mai multe. Și sunt superbe. Da, sunt niște lucruri. Da, mai am și niște sud-americani pe lângă mine care mai povestesc și ei și asta e. Sper să nu vă deranjeze pe fundal. Da, altă barcă în față care vine cu turiști care vor să viziteze. Da, cred că știu unde mergem. Uite, Vlad, acolo în partea stângă, acolo unde vezi iahturile acelea. Cred că acolo e turul acela. Ok, o să ajungem în zona aia și atunci revenim. Am revenit din nou, dragi noștri prieteni. Soarele mi este în față un pic. Sper să întoarcă barca și să fim un pic mai aproape de locul acesta. Acolo sunt casele acelea milionarilor de care se spune. Sper să meargă pe acolo barca să întoarcă, dar văd că se duce încolo. Și când o să fim poate mai aproape, o să revenim. Da, se pare că ne întoarcem. Nu putem să vă arătăm mai aproape. Deci cel mai aproape este nu știu cine e aici. Nu știu cât se vede pe imagine, pe filmare. Sper să se vadă destul.
Acum avem că este și către seară, avem și soarele, dar ne apropiem, dar aceea este o casă care cât $3,000 pe noapte. Deci am înțeles eu, ce am auzit. Da, deci ce am auzit de la ghid. Așa. Da, aici în față, ce vedem? Da, este frumos. Este frumos ce este. Vă las în continuare să vă uitați și dumneavoastră, chiar dacă vorbesc mai puțin. Deci, aici s-a filmat Bad Boys, parte din Bad Boys. Am înțeles acum, da? Deci la casa asta albă. Da. Îl auzim mai încet pe ghidul nostru. Hai să vă mai arătăm unde suntem. Deci imaginea este superbă, este chiar superbă de vis. Sper să se vadă și imagini. Atât cât vedem și noi, nu suntem foarte aproape, dar într-adevăr vedem. Este super ce aici. Bine, este lux și opulență, ce să mai. Bănuiesc că stau actori, oameni de afaceri aici, oameni de show, nu? De muzică și așa mai departe. Cred că doar ei își permit, cred, așa ceva. Da, bănuiesc că astea sunt iahturile lor care le au parcate aici la ei. Fiecare are pontonul lui. Oh, zice că asta s-ar putea să fie casa lui David Beckham, aceasta cu iahturile în față. Da, și Tudor se aude în fundal. Într-adevăr, este frumos, da, este lux, opulență, așa cum am spus. E ok să le vedem, să ne uităm la ele, le admirăm și fiecare trageți concluzia dumneavoastră pentru fiecare. Vă las în continuare să urmăriți aceste imagini fără a spune nimic. Practic, imaginea spune totul de la sine, nu cred că am ce să vorbesc. Casa lui Riana, una din ele. Vlăduț îmi șoptește, îl aude mai bine ca mie. Zice ceva în spaniol de Miami Heat. Asta e echipa de basket, așa e? Da. E simpatic. Ghidul nostru spune că casa lui nu este gata și această casă în construcție. Ok, e frumos, e drăguț, într-adevăr. Am revenit să mai filmăm o casă. Ba, asta mi se pare de departe cea mai imponătoare, cea mai frumoasă. Vă place? Până acum, da. Chiar arată super. Este super imponătoare casa. Este ca un hotel, ca un conac, să zic așa. Cred că aici suntem cam gata. Ce mai avem în față? Da. A, și pe partea aia sunt, uite, sunt case, Vlade. Așa.
vă las în continuare să vă uitați la ceea ce vedem și noi, atât cât se vede. Iahturi, iahturi, iahturi și bineînțeles că atât cât se văd casele. Da. Revenim. Asta e casa cu Bărăstea. Nu știu care din cele două este Vanilla, Vanilla Ice, am înțeles că asta? Așa, asta e al lui Jennifer Lopez, da. Aceasta este al lui Jennifer Lopez. Da. Deci, aceasta este casa lui Jennifer Lopez, plus iahtul lui Jennifer Lopez. Wow, într-adevăr. Cu siguranță că... Ah, poate, da, poate, nu știu. Vedeam. Uite, și bărcuță. Și bărcuță mai mică. Și revenim. O să revenim, practic, cu încheierea turului nostru. Cred că nu știu cât mai avem, că se pare că ne duce roată. Nu ne mai ajută nici lumina. Și am vrut doar să vă arăt că este super ce e aici. Îi super, într-adevăr. E plăcut ochiului, într-adevăr, e frumos. Este ocean, este Miami, este Florida. Căldură mare și poate mai revenim către sfârșitul turului, ne apropie de final. Dragi noștri prieteni, revenim și cu încheierea acestui filmuleț. După cum ați putut să vedeți, astăzi am fost într-un tur din portul Miami, am fost, așa cum ne-a spus și ghidul, am fost să vedem casele milionarilor și așa mai departe. Da, este o chestie interesantă, este o chestie drăguță. După cum ați putut să vedeți în imagini, sunt niște cadre frumoase, niște case superbe, într-adevăr, lux și opulență, cu iahturi, cu atât cât s-a putut vedea. Clar, sunt actori, sunt oameni de televiziune, sunt oameni de afaceri, cei care au aceste lucruri. Acum fiecare dintre noi o să trage concluzia. Nu v-am mai arătat, la un moment dat am editat într-adevăr pentru că mi s-a părut un pic de prost gust la una dintre case. Era o petrecere de niște tineri și s-au comportat un pic obraznic acei copii de bani, gata să spunem așa. N-am filmat pentru că nu avea sens. Da, deci se pare că și în America lucrurile acestea își spun cuvântul, dacă pot să zic așa. Când v-am spus că fiecare să-și tragă concluzia pentru el când vedem casele acestea, luxul acesta și bogățile, nu pot decât să vă spun un singur lucru. Sunt frumoase, sunt frumoase să le vedem, dar să nu uităm un singur lucru. Când e să plecăm din lumea aceasta, nu ducem nimic cu noi, doar credința în Dumnezeu și binele care l-am lăsat pe pământul acesta. Deci, fiecare trage concluzia, fiecare cum consideră și una peste alta. Aceasta a fost filmarea, la noi este seară. După cum puteți să vedeți în spatele meu, fundalul este drăguț, este frumos aici în Miami. Este frumos, într-adevăr. Miami este un oraș frumos, un oraș care merită vizitat. Este foarte, foarte cald. Trebuie să recunosc că este extrem de cald. Nu suntem obișnuiți cu această temperatură în California. Mă repet, este cald și la noi în California, dar este o temperatură uscată, totuși nu este atât de umedă. Dar una peste alta, și aici trăiesc oameni, cum spunea cineva. Este frumos. Nu știu dacă personal m-aș putea obișnui aici. Haideți să încheiem. Deci, aceasta a fost filmarea noastră și de astăzi. Sperăm că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, vă rugăm frumos să ne dați un like, să ne share-uiți la prieteni, la cunoscuții dumneavoastră. Cu asta ne ajutați, pentru că este gratis, nu vă costă nimica. Și așa cum vă spunem de obicei, să ne vedem, să ne auzim cu bine. La revedere!